Deși poziția este amenințată de noua reformă administrativă propusă de președintele Traian Băsescu și susținută de PDL, prefectul Iancu Caracota a ținut să organizeze o conferință de presă pentru a ridica statuii programului de guvernare trecut, prezent și viitor. Prefectul județului Dâmbovița, Iancu Caracota, a prezentat mass media locală un raport de activitate transformat într-un adevărat raport electoral, un fel de laudatio la adresa guvernului Boc. Guvernul a preluat mandatul în mijlocul cele mai severe crize crize economice din ultimii 60 de ani ai României și, bineînțeles, și ai Europei. Situația nu a fost deloc simplă, având în vedere faptul că statul era profund nereformat, iar în anul electoral 2008 s-au luat foarte multe măsuri populiste care practic au dezechilibrat și mai mult situația economică a țării. Astfel, deficitul bugetar de 4,8% la care a ajuns, apoi punctul de pensie care a crescut de la 581 la 679, iar salarii din sectorul public au fost succesiv majorate, nejustificat, și total fără acoperire. Guvernul a fost nevoit în această situație să ia măsuri urgente pentru a stopa deficitul, în primul rând, bugetar, pentru că dacă ar fi continuat pe aceeași linie demagogică și populistă, bineînțeles că deficitul bugetar general consolidat s-ar fi apropiat în 2011 de 14% din PIB. Astăzi însă este de 4,4 față de 6,5 în 2010 și 7,3 în 2009. Practic s-a reușit în final stoparea unui declin care ar fi aruncat România în haos. Raportul extrem de pozitiv despre guvernul României prezentat de prefectul Iancu Caracota nu spune însă nimic despre decimarea poliției, despre sutele de mii de oameni care își pierd locurile de muncă, despre sutele de mii de oameni care nu au unde să se mai angajeze, de valul de sinucideri din cauza disperării care a cuprins România, pentru că cetățenii au ajuns pe culmile sărăciei. Niciodată românii nu au trăit mai prost ca acum, în timpul acestei guvernări, care a reușit să învrășbească și să umilească toate categoriile socioprofesionale, începând de la profesori, cadre medicale, polițiști, armate, sindicate.